Bună ziua și bine ați venit la un nou joc pentru recompensă! Așa cum v-am promis, această săptămână este una cu doar vești bune. Este o săptămână a recompenselor. Iar astăzi vă promit că vă uimim din nou. Așa să fie. Bine. Amin. Până atunci, Sony, toată lumea este cu zâmbetul pe buze, dar sunt foarte curios în privința ta. Cum se doarme la Survivor? Prima noapte a fost mai greu, cu zgomotele din spate. Erau foarte multe zgomote ciudate și, evident, mediul destul de vitreg. Nu prea am reușit să adorm decât spre dimineață, dar a doua noapte am acumulat multă oboseală și am picat planton. E confortabilă salteaua? Na, nu pot să spun asta, îți dai seama, dar trebuie să mă obișnuiesc, n-am altă soluție. Bineînțeles. Mulțumesc. Emi, cu zâmbetul pe buze și tu, pe de altă parte, primul joc în care ai participat n-a fost foarte bun pentru voi. Ați pierdut? Așa a fost să fie, Dani. Așa a vrut Dumnezeu. Azi? Cum vrea el de sus, așa se întâmplă întotdeauna. Eu pe principiul ăsta merg, pe premiza asta. Dar cu moralul cum sunteți? Eu fiind la început, eu sunt ok și am încercat să-i trag și pe ei să fie. Toată lumea am vorbit, am încercat să înțelegem, mergem înainte, o să câștigăm, trebuie să știm să și pierdem. Cam asta e ideea. În viață, în joc, în orice. Mai am o singură întrebare pentru tine legată de modul în care te simți tu aici. Cum a fost prima zi? Cum te-a primit echipa? Prima zi a fost super. M-a primit foarte bine echipa, dar am dormit foarte prost, dar e prost. Eu am dormit ca mort, așa mă crezi? Mor, eram moartă. Când mă mai trezeam, eram, mamă, sunt vie, pe bune, eram ok. Doamnește. Și de acum cred că o să mă obișnuiesc pe zi ce trece. Am înțeles. Mult optimism, dar în același timp față de așteptările tale de acasă, cred că e mult mai greu aici, nu? Mult, mult, mult mai greu. Mulțumesc! De cealaltă parte, însă, ați avut niște momente cam frumoase, așa. Ia uite, Carina. Carina, tu ești cu zâmbetul până la urechi. A fost plimbare romantică. Ce-ați făcut acolo tu cu Andrei? Ieri am uitat că suntem în Survivor. Efectiv, eram în vacanță, toată lumea se distra, am vizitat. Noi am făcut și niște poze extra față de grup, îmi pare rău, la un muzeu. Am dat de... Ați făcut poze imaginare? Da. Normal, dar noi ne-am băgat cu capul printre niște machete. Acum, na, am făcut și noi ce-am putut. A fost o zi superbă, Dane. Deci, nu, eu stăteam efectiv aseară și nu venea să cred ce făcusem în ziua aia. Am hrănit porumbei, am mâncat, am vizitat, am dansat pe stradă cu localnicii. Eu mai am o curiozitate. Cum se comportă în viața reală stimabilul? E un gentleman adevărat sau... Da, chiar am avut o zi foarte frumoasă. Am avut și noi momentele noastre când ne-am mai separat de grup din când în când, dar foarte tare. Deci, cred că acasă o să fie și mai și. Mulțumesc! Iancu, spune-mi, te rog, pentru jocul de astăzi, planuri, motivație, cum sunteți? Eu zic că avem moralul foarte ridicat pentru că am reușit să câștigăm meciul trecut și o să dăm tot ce mai bun din noi ca să câștigăm și meciul ăsta. Cel puțin eu așa o să fac și sunt sigur că și colegii mei la fel. Ne-am prietenit foarte bine, ne înțelegem foarte bine și ne motivăm unii pe ceilalți să dăm tot ce mai bun din noi, să câștigăm și acum. Mulțumesc! Toată lumea vrea să câștige astăzi, evident! Dar hai să vă și spun ce veți câștiga! Ce? Așa. Evident, o singură echipă! V-am promis că vin doar cu vești bune în această săptămână, așa că trebuie să primească și cezarul, cei al cezarului. Norocu-te! Norocu-te eu pe tine! Curaj! 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 Echipa câștigătoare! În această seară! Va merge! La restaurant pentru o cină cum n-ați mai avut până acum! Este cina cu de toate! Și aveți și priveliște, și aveți și...
muzică tradițională, muzică locală din Republica Dominicană. Pentru asta însă trebuie să câștigați pe traseu, iar traseul nu este deloc unul ușor. Porniți de la start, aveți două obstacole peste sub, apoi intrați într-o ladă cu noroi. Aveți plasa care vă obligă să vă târâți prin acea ladă. Un obstacol complicat aveți în fața lui, o mică piscină, urcați o scară foarte abruptă, apoi coborâți pe un tobogan, aveți acolo o sfoară, vă puteți ține de ea, ajungeți pe o platformă după ce terminați cu toboganul și săriți în apă. Din apă ajungeți pe o altă platformă cu două obstacole mici peste care trebuie să treceți, urcați o scară și aveți trei butoaie prin care vă târâți, coborâți și ajungeți la un penultim obstacol. Aici vă murdăriți foarte tare pentru că este un obstacol cu noroi și aveți trei inele prin care trebuie să treceți, dar ajungeți la final. Obstacolul de îndemânare, finalul. Trebuie să dărâmați trei totemuri aruncând cu mingi. Atenție însă, este o pantă, aruncați, mingea trebuie să alunece pe acea pantă și să se întoarcă și abia apoi să dărâme totemurile. Primul care termină acest traseu obține un punct pentru echipa lui. Iar echipa care ajunge la 10 câștigă recompensa de astăzi! Veți juca trei băieți și patru fete. Îmi pare rău, Andrei, nu ai primit acordul medicului pentru acest traseu. Acum vă rog să vă consultați și să vă stabiliți adversarii. Albaștrii sunt cei care au dreptul să aleagă primul. Noi trebuie să fim noi primii băieți care joacă și să nu se dea prima repriză totuși. Putem așa. E accidentat. Dar s-ar putea să-l aleagă pe Sony, mai ales de accidentat. M-am gândit și aleg da. Bun, îi aleg primii. Deci dacă au... iasă careva și le ia pe Sony, după aia... Mai rămân doi mai băieți. Mult ca sigur se întâmplă asta. Mai rămâne Iancu și încă un... Cu oricine ați juca, simțiți-vă ca și cum jucați cu voi și vă, da? Da. Exact. Adică nu vă... Să dăm tot ce mai bun din noi. Și la sfârșit nu uitați să respirați, să vă calmați. Și să nu vă uitați la ei. Nu vă uitați la ei. Tocmai să fie pe margine, nu? Da. Adică tu ești motivat, tocmai. Sunteți voi cu voi și aia. Astăzi dă-i tare de pe bancă. Da, și din gură. Deci noi alegem. Alegem. Da, facem cu fetele, trebuie să facem. Băieți, eu am ce strategie, că voi lăsați un băiat pe bancă. Da. Lăsați-l pe cei. Pe cam asta ar fi indicat. Acum poți să rămâi tu pe margine dacă nu te aleg. Exact. Și să intrăm, ar fi super. Ca să și explicăm traseul, exact, cum faci acolo, și vadă cum traseul acolo, și tot. Dar eu cred că vor alege. Acum vedem. Și Alex. Bun, dacă vedem. Nu, și atunci, mai puțin. Unul dintre noi care va sta? Dacă l-alege pe cineva, cine stă primul? Păi vedem cum aleg ei. Vorbim prima opțiune. Că am zis că eu iau el cu tu, Emanuel și el, Cristi. Exact. Și vedem cum aleg ei prima. Exact. Așa, noi oricum trebuie să alegem primii băieții ca să putem să facem strategia. Cine este să-l ia? Pe cine? Pe Sonia. Pe el, ziceam. Ies eu. Da. Eu aș ieși să-l iau pe Iancu pentru că e nou în concurs. Da, corect. Okay. Știi? Și cred că sunt emoții, cred că de astea. Bine, bine, hai. Bun, hai echipa, până la ultimul punct. Oricum, noi avem o cină cu de toate. Haide! 3, 1 și faimoști! Hai! Eee, războinicii! V-ați consultat? Hai să vedem duelurile. Echipa albastră. Aleg pe Sony. Iancu și Sony. Echipa roșie. Cristi. Cezar împotriva lui Cristian. Echipa albastră. Mihai. Emanuel împotriva lui Mihai. Ghiță rămâne în afara primei runde de dueluri. Echipa roșie. Carina. Asiana și Carina. Războinici. Grațiela. Alice și Grațiela. Echipa roșie. Emma. Emi și Carmen Emanuela. Automat, Lola împotriva Elenei. Acestea sunt duelurile. Acesta este traseul. Premiul, vi l-am spus, o cină foarte, foarte tare, gustoasă și
pe săturate. Să înceapă meciul pentru recompensă! Hai, Mihai! Hai, Mihai! Hai, Emi! Să înceapă primul duel al zilei! Meciul pentru recompensă! O cină în oraș! La start! Doi grei! Ai Survivor! Mihai și Emanuel! 3, 2, 1! Pornesc, băieții! Trec peste primul obstacol fără probleme, intră în lada cu noroi și apă. Au trecut și de asta. Alunecă Mihai puțin. Avantaj pentru Emanuel, coboară pe tobogan, sare în apă. A ajuns imediat la platformă. 2-3 metri în minus pentru Emanuel, avantaj pentru el. Trebuie să treacă acum prin noroi. Vine din spate puternic și Mihai. Vor arunca băieții în curând. Prima aruncare, trebuie să doboare 3 totemuri, făcând mingea să alunece pe panta aceea. Dărâmă! Dărâmă Emanuel un totem. E rândul lui Mihai acum. Mai dărâmă un totem și două dintr-o singură lovitură, Emanuel! Ce lovitură norocoasă, dar fantastic de bună! Primul punct al zilei merge la Emanuel și la Războinici. E 1-0 pentru echipa albastră. Este foarte ușor. Nu foarte ușor, dar... Și la... nu vă ține. Nu vă ține, este... Când cobori. O să pierdești timp. Când te urci. Când te urci. Am pus mâna. La fete, dacă nu puteți, mai bine puneți mâna. Da, fetele, da. Băieți, bestii. Te duci într-o parte, trebuie să te lași într-o parte. Te-ai dus, te-ai ținut de funie? Ne-a urcat? Nu prea, m-am urcat de primele, am ținut de primele două. Aha. Că poți să faci câțiva pași, după aia te ții un pic de funie, sari, ai coborât și dai. Da, sunt ok, poți să încerci. Bine până pe aici la tine. Bă, ăsta ultimul, iar am crezut că merge pe Angel, dar... te trăști bine. Te trăști bine. Nu merge chiar pe Angel ca și data trecută, nu. Pe coate mă vine. Încercați. Pe coate te-ai băgat? Nu, încercați. Pe coate te încetinește. Hai, hai. Hai, ce ai ești, cași? Hai. Războinici! Mama, am emoții la târâtul ăsta. N-ai de ce. O să uiți. Și dacă uiți, tot simte... Mamă! Lola! 1-0 pentru Războinici. Avem în față duelul fetelor, Elena și Lola. 3, 2, 1! Pornesc fetele. Primele două obstacole depășite fără probleme. Acum intră pe suplasă în lada cu noroi. Urcă pe acea scară foarte abruptă. Trebuie să fii atent acolo. Au ajuns în același timp. Vor coborâ pe tobogan. Aleg ele cum să alunece. Și acum în apă. Plonjează aproape. S-a scufundat cu totul Lola în apă. Au ajuns la platformă. O depășesc fără probleme. Ajung din nou pe nisip. Și acum cele trei butoaie în față. Bine, Lena, bravo! Ies fetele din butoaie. Ultimul obstacol înainte de momentul aruncărilor. Iată ce face Lola, profită de faptul că plasa este ușoară și o ridică. Nu se tărește prea mult, aruncă departe Lola. Acum nimerește o lovitură pură și dărâmă totemul. De partea cealaltă Elena aruncă și ea. E foarte aproape, dărâmă și Elena un totem. Egalitate între cele două. Care dintre ele va reuși să aducă puncte echipei? Hai să vedem. Ratează ambele fete, ba nu reușește Elena. Reușește Elena să mai dea jos un totem. Mai are unul și ar putea aduce primul punct al faimoșilor. Ratează fetele în continuare. Trebuie să-și ia Elena totemul de acolo, o încurcă. Continuă să arunce însă Elena. N-are timp de pierdut, aruncă departe Lola. Mingea trebuie să urce pe pantă și să se întoarcă
astfel încât să dărâme totemul. Aceea este lovitura corectă. Lovește din nou Elena. Pe mijloc, nu în lateral. Ratează și Lola. Continuă să rateze fetele. Foarte aproape a fost Lola de încă o lovitură bună, dar n-a reușit-o. Din nou Elena, din nou Lola. Nu urcă mingile. Dar un nisip întâi, ceea ce nu este o mișcare corectă. A fost aproape Elena, foarte aproape a fost acum. Aruncă altfel și a schimbat strategia Lola. Pare să fie prea complicat finalul pentru Lola. Aruncă din nou Elena. E aproape Elena, mai are un singur totem. Trebuie să se concentreze. De partea cealaltă încearcă și Lola să restabilească măcar egalitatea. Elena ratează, nu te nici până mâine. Aruncă Elena din nou, ce ratare. Lola și-a adunat 3 mingi acum. Are mai multe șanse, a fost aproape să dea încă un totem jos. Iată, s-a mișcat un totem la Lola, dar rămâne acolo. Reușește Elena până la urmă! Reușește Elena! Și este egalitate, aduce Elena primul punct al faimoșilor. 1-1. Rămânem fără suflu? Da. Nu, nu, nu. Nu, nu, foarte nu. Foarte ok. Da. Deci, la... Topoganul ăla? Când săriți, când ajungeți la asta, țineți-vă de soară. Nu știu mai bine, pe ruta să ridici. Te ajungi de pe la prima. Da, da, da. Trage pe. Da, da. Hai sărit în vărtoată, hai sărit. Unul ăsta merge în picioare, nu, în fetele. Ce dorm era de ploaie. Iar aici, cum a spus ea, eu am mers prima puțin și pe aia am luat-o în picioare. Așa da, au luat-o și ea. Da, da, început, ia uite, a început direct sunt picioare pe primul mână. Da, 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 merge, în merge în picioare. Aici, da. Obligatoriu, după palme, direcție. Direcție. Aha. Și calm. Republica Dominicană va fi și mai greu pentru concurenți să câștige meciul de astăzi. Dar miza este fantastică! Mâncare, cină, copioasă pentru echipa câștigătoare. Este 1-1! Acum la start, Cezar și Cristian! 3, 2, 1! Pornesc băieții! Ce mai contează că intră în lada cu apă și noroi? Sunt uzi până la piele oricum. Avans pentru Cristian, coboară pe tobogan. Atenție acolo că a devenit alunecos. În apă din nou, Cristian acum a ajuns deja la butoaie. Cezar trebuie să dea mai mult. Trebuie să recupereze. Se tărăște prin noroi Cristian. A ajuns și Cezar la penultimul obstacol. Va arunca primul Cristian. Își mută mingile mai aproape. Aruncă. Aproape Cristian a fost. Datează primele două lovituri și pe a treia. E rândul lui Cezar. Să-l vedem și pe Cezar. Foarte aproape, dar nu dă rămâne nici Cezar. 3 lovituri ratate de ambele părți. Din nou Cristian. Și din nou Cezar. Ratează amândoi. Până la urmă dă jos Cezar un totem. Avantaj pentru Cezar. Este egalitate 1-1. Foarte aproape este Cristian. Și ei egalează. Egalează Cristian, dă și el jos un totem. Dar iată ce face Cezar, a fost pe punctul să-l lovească, să dărâme și el un totem, îl lovește, dar rămâne acolo. De partea cealaltă stă Cristian, reușește să mai dea un totem jos. O singură lovitură, de o singură lovitură mai are nevoie Cristian. Ratează. Din nou lovește Cezar un totem, îl ratează. Doamne, ce hal plouă! Presiunea e uriașă pentru cei doi concurenți. Cristian e foarte aproape de un nou punct pentru Războinic. Lovitură nepermisă. De cealaltă parte, Cezar, din nou egalitate, restabilește egalitatea.
Care v-a dat lovitura bună? Acum sau niciodată? Care dintre ei doi? Foarte aproape a fost Cristian. Aruncă în același timp. E șansa lui Cezar sau șansa lui Cristian? Mai au câte un totem. Se încăpățânează să rămână acolo totemul ăla. Cezar, te aruncă în stânga. Foarte aproape de totemul din stânga. Iar Cristian în dreapta. Lovituri diametral opuse. Dă-mă Cezar! Dă-mă Cezar până la urmă! Și ploaia asta îi aduce punctul. Este 2-1 pentru faimoși. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de canalul nostru de YouTube. Linkul e aici. Iar mai multe detalii aici sau aici.